Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre plecarea din Partidul Liberal a lui Anatol Șalaru și, de fapt, reacțiile care au fost declanșate în urma acestei noutăți. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu invitații ediției de astăzi, care sunt Radu Bușilă, jurist, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Victor Poliakov, consilier CMC PSRM. Bună seara, bine ați venit! Și Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara! Bună! Domnule Bușilă, aș vrea să aflu pentru început de la dumneavoastră. Această înștiințare pe care a făcut-o astăzi domnul Șalaru și, de fapt, acest lucru a fost făcut și prin intermediul paginii sale de pe o rețea de socializare, a fost unul așteptat? Da, ați crezut că lucrurile vor ajunge în această albie? Da, desigur. Pentru majoritatea populației noastre care urmăresc mai mult sau mai puțin fenomenul politic, era un pas de așteptat, pentru că a avut loc acel congres sau reuniunea acestui partid în care s-au pus punctele pe ei, adică s-a spus foarte clar că el nu va mai face parte din această echipă și sunt numărate zile când el va pleca. Dar acum, în același timp, aș îndrăzni să zic, era o piesă relativ grea în partid fiind vicepreședinte. Da, o perioadă foarte mare a fost o piesă într-adevăr destul de grea. Însă această mutare, această schimbare nu a fost o mare noutate pentru cei inițiați în fenomenul politic, deoarece foarte bine ne putem da seama că acest pas face parte dintr-un calendar bine pus la punct, un calendar, spune așa, politic sau un calendar al mișcărilor sale, care este făcut de domnul Băsescu și echipa sa în privința conjuncturii politice din la noi din țară. Și domnul Șalaru în acest context doar are rolul său de jucat. Aici domnule lucrurile Bușilă, trebuie să le privim. Domnul Șalaru urma să plece din proprie inițiativă sau tocmai acum a fost climatul favorabil în contextul ce spuneți dumneavoastră și o eventuală... Nu, din proprie inițiativă nu. El este un cadavru politic, dacă mă iertați de expresie, dacă pleacă din proprie inițiativă. El și niciodată un polițian cu experiență, dar domnul Șalaru și Băsescu sunt policieni cu mare experiență politică, nu pleacă neant, în neștire, de undeva. Ei pleacă cu un alt proiect politic. Și acest lucru era evident. Și toate aceste acțiuni se înscriu în calendarul acestui proiect. Desigur că vor urma evenimente în care ei vor apărea în public și vor anunța formarea, fondarea acestei mișcări, oamenii care vor face parte. Domnule Bușilă, marea întrebare apare aici. De ce liderul acestui partid, mă refer la Mihai Ghimpu, nu face parte din eventualul proiect politic al lui Băsescu, care se vrea fi un unionist până la urmă? Cel puțin din declarație am înțeles. Pentru că domnului Ghimpu și nepotului său i s-a transmis un mesaj politic foarte clar. Ești cu noi sau ești împotriva noastră? El, această mănușă a aruncată în privința lui, a ridicat-o și a declarat război acestui clan, acestui grup, din care până nu de mult a făcut parte. El a contat pe jocul său propriu în politica noastră moldovenească. Și din păcate, sau spre fericire, multora a suferit un eșec, un fiasco. Până la urmă va fi înmormântat, din punct de vedere politic, desigur, cu toate onorurile. Și probabil că din acest partid va rămânea doar el și nepotul său. Restul, figurile, piesele cheie din acest partid vor migra spre o nouă formațiune care se va intitula de dreapta, cu ghilimele de rigoare, deoarece partidii de dreapta și de stângă noi deja nu mai avem prin definiție. Dar așa se vor denumi și vor migra toți în partea aceeași. Nu doar ei, dar și toate formațiunile PAS. Să înțelegem că data viitoare Ghimpu se poate întâmpla să se regăsească pe centru, da? Iar Ghimpu nu. Problema că Ghimpu nu se va regăsi în viitorul parlament. El va rămâne cu partidul lui, așa cum era acest partid în faza inițială. Toată lumea spunea cu o doză de ironie că îl ducea în borseta sa. Adică ștampila avea acolo și erau 2-3 membri. Așa probabil va ajunge până la final cu acest partid. Neavând nici deputați, nici consilieri, nici influență politică, nimic. Deci va rămâne ca un singur așa neant,
Probabil, dar jocul politic nu va lua în calcul această piesă deja. Domnule Poliakov, spuneți-ne, vă rog, astăzi domnul Șalaru a făcut o declarație destul de interesantă. Nu aș zice că a fost împionierat, pentru că se discuta și lucrul ăsta l-am discutat și noi cu diferite ocazii, chiar în acest studio. Peleu, până la urmă, spunea domnia sa că a devenit un SRL. Cum se vede lucrul ăsta din cadrul Consiliului Municipal? E așa? Sunt de acord în mare parte și pot explica chiar și din ce cauză. Vă rog. Este foarte simplu. Haideți să vedem chiar și la nivel național, nu doar ce sindic CMC. Ultimul proiect, inițiativă legislativă lansată de către Pele și Mihai Ghimpu, în primul rând, era inițiatorul prin care s-a modificat legea privind statutul municipiului Chișinău, care a oferit o gamă foarte largă, exagerat de largă de atribuții în articolul 15 acestuia primarului general. Ori acum, de exemplu, el participă și la administrarea bunurilor patrimoniului public, ceea ce până atunci, conform legii privind administrația publică locală, era doar în competența și exclusiv în competența Consiliului Municipal Chișinău. Aici se încalcă mai multe principii și internaționale, inclusiv și prevederile Consiliului Europei, dacă vreți. Ok, dar în fine, ele se încalcă. În timp ce Consiliul Municipal Chișinău de fapt trebuie să fie organul care exercită oarecare chiar supremație vis-a-vis de executiv, nu. Se încearcă totuși de a oferi atribuții largi primarului. Primarul care el să poată să opereze în favoarea sa în mai multe deja cazuri prin adoptarea unui astfel de proiect de lege. Este evident că și partea economică nu este lăsată în ultimul rând. Domnule Poliakov, mă scuzați că vă întrerup. 1,8% la legerile trecute. Asta înseamnă că, în contextul ceea ce spunea și domnul Bușilă, este începutul sfârșitului? Mai mult ca atât. Eu poate într-un mod oricare văd aici chiar și o regizare. Și cred că domnul Șalaru poate chiar și intenționat a părăsit din simplu motiv ca să nu ia împreună cu el și așa persoane politice ca Mihai Ghimp sau Dorin Chertoacă, deoarece sunt persoane care deja s-au compromis în fața electoratului său și credeți-mă că niciun îndemn al lor vis-a-vis de unire și așa mai departe nu va fi privit serios în ochii electoratului care până acum era unul, să zicem, nu mare, dar era. Da? Credeți că această disensiune a fost pentru ochii oamenilor, pentru ochii publicului? E foarte posibil. Cu toate că domnul Șalaru stă la fondarea acestui partid și a investit multă sârguință în formarea lui, cred că pentru dânsul luarea cu el a acestor personaje, cred că va fi mai mult un semn negativ decât pozitiv. Ori, iarăși spun că dacă vor fi împreună cu ei, vor pierde din electorat. Domnule Roibu, noul proiect politic, cum credeți? Va prinde rădăcini? E posibil ca această vehiculare care are loc în societate, că domnul Șalaru urmează să creeze un nou partid politic împreună cu domnul Băsescu, va prinde rădăcini? Este o vorbă foarte la locul ei în limba rusă. Vă, друзья, как не садитесь, музыканта не годитесь. Că de tare nu s-ar strădui și unul și altul. Nu înțeleg cum Băsescu și are loc în ecuația asta, pentru că el deja nu mai este cetățean în Republicii Moldova. Dacă vorbim de Șalaru, atunci reputația lui și experiența lui fabuloasă în a conduce ministerii în mod transparent și efectiv și se va transpune neapărat asupra viitoarelor proiecte politice, dacă el încă nu s-a săturat să distrugă țara asta, dar evident, dacă el mai are încă forță și va dori să continue în acest sens, atunci eu cred că rezultatele vor veni de la sine. Eu am făcut o analiză referitor la Partidul Liberal și cât de onest este acest partid și oamenii mai ales din el și am luat pur și simplu câteva titluri pe parcursul anilor 2013, 2014, 2015. Deci avem un articol în 2013 la 12 aprilie în care Ghimpu spune că avem trădători în PL care vor vota pentru Filat. Peste două ore, Bregă, deja care acum este vicepremier, spune că sare în apărarea Ana Goțu și spune că noi liberali îi punem interes național în față și Ana Goțu nu va trăda niciodată. Ana Goțu a trădat. Da. Ajungem să discutăm. Mai departe. Ana Goțu peste 3 zile se jelui că Ghimpu a înjurat-o de mamă. La cazul 3, Marinuță? La 3 noiembrie, mai încoace deja, Ghimpu spune că este mulțumit de rezultatul său și că Șalaru avea să ia și mai puțin. Și fraza care încheie cel mai mult, Ion Hădârcă, care este un
un liberal și un unionist tipic. Sau se vrea fi. Da, care cândva scria poezie despre Lenin, iar astăzi este deputat în Parlamentul României, uitați-vă și spune. A fost o decizie extrem de... Oh, eu încerc scuză. El spune, Partidul Liberal este o consecință a unei politici oarbe și împinse până la limitele autoritarismului. Eu cred că o frază de lui Ion Hădârcă, care a fost foarte mulți ani în acest partid și îi cunoaște din interior toate jocurile din acest partid, acum când deja nu mai are relație nici cu el, nici cu țara noastră, el a spus foarte bine. Acest partid într-adevăr este împins în limitele autoritarismului. Noi am mai auzit și o înregistrare nu de mult, cred că vreo lună în urmă, la o ședință secretă, unde el vorbea despre unioniști, unde el spunea că nimeni din Partidul Liberal nu mai are cicătă în aceste mișcări unioniste și eu aș vrea să văd acum deja forța nouă acestor mișcări unioniste care și-au cu mii de oameni în stradă sau cu sute. Domnule Roibă, eu vroiam să rămânim un pic în albia celor declarate de domnul Hădârcă. Până la urmă, poate ceea ce urmează să vă întreb este una retorică, o întrebare. Ce are a căuta omul Hădârcă, mă refer aici, și la, inclusiv dacă vreți poetul Hădârcă, în politică? Pentru că a avut, de fapt, vreo câteva reveniri, unele mai cu succes, altele mai puțin cu succes. De ce totuși se aventurează? Pentru că până la urmă să vedem că a preferat și postul de la București. Hădârcă este pasărea Fenix a politicii moldovenești, după cum se vede și deja a politicii românești. Eu cu regret analizez cariera politică acestui personaj, pentru că eu aș fi vrut să văd și poate chiar să fiu convins că, iată, unioniștii sau liberalii ceva în toată activitatea lor de lungă durată au realizat pentru noi, pentru cetățeni, însă cu regret nu pot spune asta. Și pentru mine eu aș vedea deja cu un pic de milă cetățenii români care au în Parlamentul lor un asemenea cetățean. E clar că acolo sunt mai mulți deputați decât la noi și influența lui Hădârcă în Parlamentul României este o leacă mai mică decât era aici, la Chișinău. Dar sper că noi vom fi în viitor feriți de asemenea jucători politici importanți, în ghilimele. Domnule Bușilă, Guțu, Marinuță, Hădârcă, Șalaru, Saharneanu, această listă ar putea continua. Mă refer la oamenii care au părăsit această corabie care se numește Pele până la urmă. De ce au făcut-o? Pentru că nu s-au regăsit în această formațiune și nu au văzut viitor în ea. Sau totuși a fost SRL-ul despre care spunea domnul Șalaru astăzi. În anumite momente, da, a fost și SRL-ul, au fost și acțiunile dictatoriale și totalitare de conducere a lui Ghimpu. Noi știm că Ghimpu, chiar după ce a plecat în Parlament, continua să conducă primărie la modul direct, adică mare parte deciziile de pe ordine de zi, dispozițiile primarului sau deciziile Consiliului și al Chișinău erau luate, sau cel mai important dintre ele, la indicația domnului Ghimpu. Dar nu asta este cel mai important, cel mai grav. Noi, practic, astăzi, dacă vorbim despre acest personaj, la modul trecut, așa putem să facem o retrospectivă, dar cred că este mult mai interesant să vorbim ce va urma, nu ce a fost. Ce a fost, toți am văzut. Toate aceste personaje și același, credeți-mă, și aceiași Guțu, și același Mărinuța, și toți mulți acei care au fost și care au plecat din acest partid, dar mare parte dintre cei care încă sunt, și controlează o mare parte dintre ei sunt businessmen, oameni de afaceri de succes și care au o mare, foarte mare influență încă în politica și în administrația și în economia țării noastre. Și iată, anume aceste persoane vor juca un rol, un cuvânt greu de spus în formațiunea nouă. Ce ține de această formațiune nouă, eu n-aș fi prea minimalist sau simplist, așa bă, da, cred că aici va fi această mișcare va fi una explozivă pentru politica noastră. În Parlamentul nostru va rămâne doar partidul lui Igor Dodon, partidul lui Plahotniuc și acest nou partid. Acest nou partid care se va auto-intitula de dreapta va înglomera toate fostele formațiuni care nu erau de acord cu acești doi. Cu Dodon și cu Plahotniuc. Ce se întâmplă cu Ei Ghimpu? Sunt foarte mulți. Cu Ghimpu, v-am spus, Ghimpu gata este din domeniul trecutului. Ghimpu a spus nu. Lui s-a spus prin această mișcare cu Șalaru. Vrei să fii cu noi partea proiectului nostru?
sau vrei să mergi singur, vrei să mergi alături, adică împotriva noastră. Credeți că în 2018 Partidul Liberal nu va mai exista în buletin de vot? Desigur că nu. De ce mă întrebați? Vă îndoiți în acest fapt? Desigur că nu va fi. Deci acest domnul Ghimpo a luat acum 1,8% gata, deja capitalul lor politic, capitalul politic, nu am zis administrativ, nu am zis economic, nu am zis alt fel de capital, dar capitalul politic este aproape de zero. Respectiv, acești oameni care au un mare capital vor trebui să migreze în altă parte, pentru că ei nu se pot opri. Ei au pornit afaceri, au pornit proiecte serioase, ei nu pot opri acolo, sunt bani serioși, înțelegeți? Ei nu se pot opri, ei trebuie să migreze spre un alt acoperiș politic, care în viitor le va asigura această sau acoperire. Sau în căutarea unei noi locomotive. Da, dar locomotiva este. Ea trebuie să vină încoace. Și indiferent de faptul dacă este cetățean sau nu, el a venit. Cetățeanul României X poate veni pe teritoriul nostru, merge la oricare întâlniri, doar în acele două luni electorale, nu poate face propagandă dacă este demnitar. Dar dacă el va renunța și la mandatul său de deputat sau de senator de România, va putea face chiar și campanie electorală, nefiind cetățean. Da? Deja această bombă a explodat împotriva celui care a aprobat-o. Dar dacă încă și Curtea Constituțională sau oricare altă instanță de drept comun va anula decizia președintelui, atunci el vine, să mă scuzați, pe calul Bălan aici la noi. Domnule Poliakov. Și acest proiect deja din start este, are susținerea globaliștilor europeni și americani. Și aici sunt interese, nu doar așa un biet marinar vine aici să cucerească politica noastră. În primul rând, acest personaj are o experiență foarte de neglijat, o experiență politică enormă, pe care o are și Șalaru și alți exponenți pe care îi vom vedea. Și anume această experiență, care nu este deloc simplistă sau nu este deloc de neglijat, va juca rolul în atragerea oamenilor care astăzi sunt influențați nu de argumente raționale, ci de emoții. Emoțiile trecutului și așa mai departe. Domnule Poliakov, prezența ex-președintelui României aici, în Republica Moldova, este un fapt, iarăși, pur întâmplător? În politică au loc lucruri pur întâmplătoare? Sau vorbim, iarăși, de un satelit? Vorbim de anumite intenții? Vorbim de anumite chestii care trebuie să fie duse până la bun sfârșit? Domnul Bușilă spunea de niște afaceri, de niște proiecte pe termen lung? Două momente vreau să clarific din start referitor la această persoană, mă refer la Băsescu. Prima, la momentul actual, în timp ce a fost emis decretul președintelui privind retragerea cetățean al Republicii Moldova, domnului Băsescu, el nu poate fi membru al niciunei formațiuni politice, din simplu motiv că legea privind partidele politice expres prevede faptul că pot fi doar cetățenii Republicii Moldova. Acum domnia deja... sa era în căutarea unui avocat, spunea, ultima informație pe care o dețineam eu. Lasă caute avocatul, dar acesta este un proces destul de lung. Este evident că nu va fi emis hotărâri în prima instanță, în cea de apel și în Curtea Supremă, chiar peste câteva zile. Este un proces destul de îndelungat. Aceasta poate să... Asta nu îl încurcă deloc. Nu încurcă deloc, dar el nu poate fi membru de partid. Dar nu îl încurcă, pe dânsul nu îl încurcă. El este membru fondator, el este liderul spiritual, el dacă vreți este... Iarăși, El e destul să vină la o adunare. Da, ok. La ei, poate să nu vină, poate prin Skype să transmită un mesaj de salut. Din punct de vedere legal, acesta nu poate fi. Nici nu poate fi membru fondator cu atât mai mult. Ori Ministerul Justiției, în cazul de față, va fi obligat să respingă cererea cu privire la înregistrarea unui astfel de partid, dacă el se va regăsi pe listele ca membru sau ca fondator, deoarece el nu este cetățean al Republicii Moldova și legea cu privire la partidele politice expres prevede aceasta. În fine, a doilea moment, nu știu care ar fi sensul îndeopște să-l invite pe acest pe această personalitate îndeopște în această nouă formațiune, deoarece va avea doar de pătimit de pe urma acestei alegeri, deoarece se cunoaște foarte bine că în România acest cetățean deja are un procent de încredere de minim, ca și, de altfel ca și Mihai Ghimpo aici în Republica Moldova. El deja în România, deja toate persoanele știu cine el este de fapt. Și se cunoaște și se vehiculează în presă că de fapt are deschise dosare penale în instituții reabilitate în țara vecină. În fine, eu consider că nu va face față acest nou proiect, dar
la urmă urmei este alegerea lor, în fine, cred că nu are șanse să aibă un PR pozitiv de pe urma invitării acestui cetățean aici în Republica Moldova. Domnule Roibu, domnul Șalaru spunea, tot astăzi, lupta pentru idealul național al tuturor românilor trebuie să continue, unirea se face, nu se dezbate, deci o să o facem, spunea domnia sa. Întrebarea mea este una foarte simplă. De ce acest partid doar face atât de mare, aș îndrăzni să zic, discuții legate de acest act, pe când mai avem Partidul Dreapta iarăși desprins din PL, mai avem PNL-ul, mi-am notat aici. De ce? Până la urmă, eu în calitate de ziarist nu prea cunosc prea multe despre ei. Noi avem mai multe partide extraparlamentare care toate în mod separat și în mod cinstit și corect luptă pentru idealul nu știu care români de pretutindeni, mai ales din Republica Moldova, dar unul PNL a luat 0,13 la alegerile parlamentare, Ana Guțu a prezentat la CEC 15.000 de semnături, în realitate a luat 2.500 de voturi și lista lor poate continue. Eu observ un singur lucru, că sărăcia și starea socială și economică în care se află Republica Moldova în ultimii 7 ani și sper foarte mult că nu se va afla mult în aceeași stare, este direct proporțională cu ascensiunea ideilor unioniste și frica față de tancurile rusești. Noi știm că odată, iată, Victor poate să confirme, pentru că a fost implicat în campania electorală, odată Chișinăul în 2011 și în 2015 a fost dat în mâinile lui Chirtoacă, nu din cauza că Chirtoacă este un manager foarte bun, ci pentru că elementar oamenii se tem de tancuri rusești. Sunt grupuri de oameni, sunt partide, sunt organizații obștești care perseverent și în mod organizat se ocupă cu aceea ca să sperie oamenii de tancurile rusești. Eu iarăși am să mă întorc. Deci este în viziunea mea succesul acestui partid. Noi, el încă nu a apărut, dar noi deja vorbim despre el. Dar în același timp, domnul Roibu, mă scuzați că vă întrerup, dar în același timp, ex-ministru Șalaru era cel care făcea afaceri destul de profitabile, vindea armament din dotarea Armatei Naționale, deputații PSRM au sesizat lucrul ăsta nu o singură dată? Cam asta și este idealul clasei politice sau politicienilor de la Chișinău care luptă pentru unitatea românilor de pretutindeni și așa mai departe. Eu cred că cu cât mai mari sunt conturile lor în străinătate, cu atât mai aproape ei sunt de poporul român sau sunt România aproape de Republica Moldova. Eu cu regret spun lucrul ăsta, pentru că acești politicieni, ca și psihotip, ca și oameni, sunt destul de periculoși. La urmă urmei, ei exploatează niște sentimente ale oamenilor pe parcursul la 25 de ani, iar că n-au de plinul spectrul de instrumente la dispoziție ca să activeze în acest sens, ei nu fac nimic. Și mi este jale de oameni care cred în aceste idealuri și le promovează și se implică și le fac lor capital politic și bănesc în urmă la alegerile în care ei sunt implicați. Eu am analizat foarte bine activitatea acestor mișcări începând cu 2009, când lumea era extrem de manipulată de către ei, că era o gaură de 4 miliarde de lei în bugetul de stat, că 7 aprilie Voronin a organizat, păi dacă ai toată puterea mâini, dă niște rezultate. Iar noi cu ce ne trezim? Drumurile sunt într-o stare din ce în ce mai deplorabilă și ele se fac exclusiv pe bani străini, nu pe banii noștri, ci foarte periculos și aș vrea ca oamenii să înțeleagă. Dar de ce s-a uitat până la urmă de 7 aprilie? A fost interes să uite, pentru că este absolut clar că nu poți să organizezi 7 aprilie și în urmă al 7 aprilie îi pierzi. Deci dacă e organizat, ai câștigat. Însă câștigat e clar cine și respectiv tot e clar cine a organizat aceste evenimente. Dar noi avem în universități minus 50% bursă studențești față de 2009, când oamenii ăștia au venit la guvernare, care luptă pentru idealuri, nu știu de care. Noi avem minus 50% locuri bugetare, noi avem drumuri stricate, noi avem pensii mizerii, noi avem o situație deplorabilă și te mai întreb, dar cât timp lor le mai trebuie ca să realizeze nu știu care idealuri? Deci eu cred că timpul la oamenii ăștia care îmblă cu speriatul de tancuri și visează la istorie și cu hărți, el trebuie odată și odată să termine și Republica noastră trebuie să fie guvernată de oameni cinstiți, oameni pragmatici, la fel ca și România, și eu aș dori ca relațiile între statele noastre să fie bune, însă nu să fie duse de asemenea jocuri politice, manipulatorii destul de grosolani. Domnule Bușilă,
Am de fapt două întrebări pentru dumneavoastră. Una ține de ce tocmai acum noul proiect politic se ține atât de mult la acest electorat care a fost cândva apeleului de aproximativ, nu știu, 9-10%, da, nu doar apeleul, și care se încerca a face transfer de imagine pentru un alt segment, sau pur și simplu s-a constatat că este momentul cel mai prielnic și atunci ar fi cazul ca el să prindă rădăcini acum? Pentru că o parte a electoratului și în general a șchierului politic a rămas descoperit. Da. Înțelegeți? Da. Uitați-vă, astăzi cine contează în Republica Moldova? Președintele Dodon, fără 5 minute premierul Plahotniuc și gata. Dar unde sunt partea, nu știu, națională? Unde sunt cei care au ridicat țara? Unde sunt ceilalți? Restul. Înțelegi? Dar restul nu sunt puțini. Ei sunt minim 20% din toată populația Republicii Moldova. Și ea nu s-a regăsit în ultimele alegeri. Și acest lucru, ca să înțelegeți, electoral, politic, nu poate fi făcut cu două luni înainte de alegeri. Un proiect politic se pregătește. Acolo este vorba de resurse financiare și de oameni și de mass media și de internet și de toate. Până la alegerile din 2018 a rămas foarte puțin timp. Acest proiect trebuie pregătit. Trebuie înregistrat la Ministerul Justiției sau trebuie preluat un De ce noi vorbim doar pe segmentul de dreapta? De ce nu se încearcă, cel puțin, a vedea starea de lucru și pe centru? Haideți Dar pe centru este ocupat. Relativ. Dacă vor reuși, o să rupă și ceva din centru. Ei se vor lăți, spunem așa, pe centru, așa cum a încercat odată să facă și Filat. El a încercat Partidul Democrat, de ce așa a apărut acest conflict cu Plahotniuc, să se detașeze și pe centru așa un pic, și pe dreapta să rămână. O vedea cum vor reuși, însă cel puțin eu cred că ei au un potențial destul de mare. Eu n-aș minimaliza, nici n-aș ironiza pe seama acestui proiect și acestor intenții. Ce ține de Băsescu, el nu trebuie să vină din motivul că nu trebuie oprit din motivul că este român și vorbește în limba română. El trebuie oprit din motivul că a furat România. El trebuie oprit din motivul că face parte din elita globalistă care a furat tenierurile pământului, industria, aurul, zăcămintele, extracțiile de petrol. Nu a reușit să facă ordine în țara lui, da? Nu că n-au reușit. El a dat aceste bogății străinilor. Și astăzi România, ca și în Republica Moldova, milioane de oameni iată acum la sărbători, pleacă în Europa sau în altă parte la munci, să muncească. Ei nu lucrează în România, ei nu produc, ei vin doar să cheltuie. Iar toată România este plină de produse din afară, așa ca și la noi, cum cumpărăm deja usturoi din China. Nu putem să cumpărăm un usturoi din Moldova produs de aici. Mă înțelegeți? Nu mai vorbesc de produse agro-industriale. Deci au adus România, este un autor celebr, nu știu dacă ați auzit sau ați citit cartea Ilie Șerbănescu, România, o colonie la periferia Europei. El aduce toate cifrele în această carte și explică în ce stare și în ce hal a ajuns România după 10 ani de integrare în Europeană. Da? Și asta o știu toată lumea. Deci toată clasa politică sub sistem vă asigur că atât la București, cât și la Moscova, cât și la Kiev, cât și la în alte părți sunt diferiți politicieni cu diferite viziuni. Nu sunt nouă aici, ne se pare că aceia au o asemenea viziune în stânga sau în dreapta. Sunt diferite de viziuni. În Europa sunt un fel, un șir întreg de transformări. Uitați-vă ce declară acum Marine Le Pen. Declară că Franța trebuie să iasă din NATO, din Uniunea Europeană și să încheie relațiile cu Fondul Monetar Internațional. Înțelegeți? Astăzi România are peste 40 de miliarde datorii externe. 80% din care la Fondul Mondial. Când această țară va ieși din această datorie? Înțelegeți? De asta nu trebuie adus domnule acest Bucilor, personal. Eu vreau să rămânem la un gând al dumneavoastră și după aceea trecem la domnul Poliakov. Vorbiți de Fondul Monetar Internațional, dar până la urmă cine îl controlează? Nu tot marile puteri? Da, desigur. Și atunci luăm desigur. Dintr-un buzunar, punem în celălalt? Noi nu trebuie să facem parte. De ce astăzi Uniunea Europeană se dezbină? Pentru că popoarele din statele europene vor să revină în statele lor naționale, suverane. Vor re-suveranizarea statelor. Vor să controleze vămile, vor să controleze migrația, vor să controleze migrația clandestină, refugiații, migrația forței de muncă, vor să controleze frontiera, vor să aibă armata proprie, vor să vadă câți oameni, demografie, cât se nasc, de ce naționalitate se nasc, de ce religii se nasc, înțelegeți? Și este cel mai ușor pentru țările iar mici. Iar noi, ca țară mică, ne crampunăm încă în discuții sterile despre trecut. Dar ce-a făcut acela din partidul ăsta? Dar a murit, dar mai este viu încă, dar
Uitați-vă încotro se mișcă lumea. Uitați-vă ce mesaje se fac, uitați-vă ce discută Trump, ce mesaje are Trump și de ce a câștigat acest om în, tocmai în Statele Unite. Domnule care Poliakov. Este relația lor cu Federația Rusă? Domnule care Poliakov. Este, care da. Este relația noastră cu Uniunea Europeană, înțelegeți? Noi am deschis porțile, haideți toate produsele, doar de o secundă. Da. Și acum avem încheiat un acord de liber schimb și cu Turcia. Deci am deschis liber pentru toate mărfurile din Turcia, că Turcia este un renumit producător de mărfuri. Au invadat toată piața de produse din Republica Moldova. Și atunci se pune întrebarea, cum noi putem asigura concurența între un producător străin care are miliarde și capitalul și investiții și tehnologii cu producătorul autohton care este scarpină, nu știi cum să dea creditul la bancă, înțelegeți? Domnule Poliakov, despre asta este vorba. Spuneți-ne, vă rog, domn Bușil a făcut o declarație cel puțin tare în viziunea mea, colonizare, colonie a utilizat în repetate rânduri. Împărtășiți același punct de vedere, soarta Republicii Moldova raportată la noul vector politic ce urmează sau se vrea a fi luat inclusiv de partidele de dreapta. Și iarăși din start vreau să clarific un singur moment. Este important să înțelegem că Republica Moldova conform, evident, cel mai important lege a Constituției Republicii Moldova prevede expres și clar. Suntem un stat independent, avem teritoriul său, avem o istorie a sa și vizionând mai departe cum se derulează tot acest proces, este evident că este o colonizare, deoarece Moldova are o istorie deja de sute de secole. Și dacă este să atragem atenția și la denumiri și multe alte chestii, avem chiar o istorie, putem spune, mai mare și mai îndelungată decât cea a statului vecin. Avem persoane în teritoriul Republicii Moldova, Republica Moldova, care se afirmă și se declară a fi cetățeni a Moldovei. Și aceasta este marea majoritate a cetățenilor. Dacă vreți, majoritatea covârșitoare, deoarece așa și este. Persoanele care acum pledează pentru noi sunt extraordinar de mici. Ținând cont de aceste momente, evident este o colonizare. Altfel nu putem spune. Dar nu știu dacă dumneavoastră veți atrage atenția pe viitor în această misiune, dar am vrut să o trag și atenția la un alt moment. În deopște, la general, despre ce, cum duce și cum va duce politica sa următorul proiect politic, da. Care este de dreapta, unul naționalist, unul care pledează pentru, fiți atenți, unire. Ce înseamnă unire? Unire înseamnă, în primul rând, dezbinare sau atentare la hotarele unui stat. Aceasta se, evident că hotarele se vor modifica. Odată ce este o atentare la hotarele Republicii Moldova, da? Și observăm că unii politicieni chiar se pronunță foarte radical așa, unii chiar își permit să menționeze faptul că dacă nu vom veni și cu forța, mă întreb foarte simplu, unde se uită instanțele care trebuie să asigure ordinea publică și instanțele care sunt obligate în asemenea momente să se sesizeze. Este și vorba din ce despre... nu o fac? Da, și din ce cauză nu o fac? Este vorba în primul rând despre Procuratura Generală, deoarece se are în vedere deschiderea unor dosare penale împotriva unor persoane cu funcții de răspundere. Codul penal prevede expres la articolul 341 că chemarea la răsturnarea sau schimbarea a integrității teritoriale a Republicii Moldova este sancționată, penalizată cu ani de pușcărie. Și atunci, unde într-adevăr se uită forțele care sunt care au competența de a asigura securitatea noastră, securitatea, haideți să vorbim la direct a majorității cetățenilor, ori atunci când ei vor avea așa o retorică, credeți-mă că securitatea marii majorități a cetățenilor care trăiește în Republica Moldova se consideră moldoveni, este pusă sub întrebare. Domnule Roibu, vă rog, astăzi, cel puțin tangențial, am vorbit și despre PLDM. Întrebarea mea se formulează în felul următor. Acest nou potențial proiect politic despre care spunea domnul Șalaru, nu ar putea împărtăși aceeași soartă ca și PLDM-ul? Mă refer la strategii de creștere de popularitate, după aceea, până la urmă, să fie demascate o serie de acte de corupție?
Eu cred că aici nu trebuie tare să te ocupi ca să demascheze acte de corupție, pentru că ele se văd și cu ochiul liber, dar nu cred că acest partid va reuși să aibă succesul PRD-ului, pentru că perioada este alta, pentru că deja jucătorii sunt alții. Dar segmentul este liber, constatăm aici. Segmentul este liber, bineînțeles, dar nu în același fel și nu în stilul PRD-ului. Eu nu cred că ei vor putea să repete un asemenea succes. Cu toate că dacă ar fi să analizăm mai atent toată cariera aceasta a lui Vladimir Filat, cariera lui politic, atunci nu știu despre care succes noi putem să vorbim. Mai ales prin prisma efectului guvernării sale în câteva guverne și deputat în Parlament și așa mai departe. Eu am vrut o remarcă foarte importantă referitor la ceea ce spunea Victor despre unii se uită organele statului, care sunt organele securității statului, da, abilitate în domeniu. Și despre colonizare. Deci, noi, dacă vorbim despre colonizare, atunci Republica Moldova este supusă dublu tentativelor de colonizare. Dacă noi vorbim de statele europene care sunt colonizate din punct de vedere economic, da, neocolonialism, atunci Republica Moldova mai este supusă și tentative de a fi colonizată în mod teritorial. Deci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că clasa politică la București, nu toată clasa, bineînțeles, sunt oameni care rațional gândesc și nu văd un asemenea scenariu. Cel puțin Băsescu în mai multe interviuri declară că Chișinăul trebuie să voteze unirea fără referendum, deci printr-un vot asumat în Parlament pentru binele cetățenilor. Iar la un asemenea acord despre a vota în Parlament trebuie de ajuns împreună cu Rusia. Deci Transnistria se cedează Rusiei, România, Parlamentul de la Chișinău votează unirea și teritoriul dintre Prut și Nistru trece în hotarele României. Victor spunea că de modificat hotarele, nu trebuie să uităm că în cazul la un asemenea scenariu se vor modifica hotarele nu doar a Republicii Moldova și a României, dar și a Ungariei în sens pozitiv pentru ei, așa că România ar trebui foarte bine să gândească la momentul ăsta. Și cât ceea ce ține de organele securității statului, noi trebuie ca să înțelegem de ce ei nu activează și nu este un efect în urma activității lor, trebuie să ne uităm la două momente. Prima, asta e, dacă este voință în asemenea instituții, și asta noi trebuie să tragem atenție foarte mare la cine conduc aceste instituții, da? Eu nu știu dacă Harun Jene se preocupa de problema dată, dar cel puțin la SIS noi știm cine e Mihai Balan și noi știm cine este adjunctul lui Mihai Balan, fratele lui Valeriu Munteanu. Aici cred că întrebări nu poți mai fi, deci e inutil să-ți pui asemenea întrebări. Și a doilea foarte important este ca să tragem atenția la ce atribuții au asemenea instituții, mai ales în domeniul securității statului, și noi să observăm că SIS-ul are niște atribuții foarte și foarte simbolice. Deci capacitatea reală de a opera și de a activa în sensul dat, de a opune rezistență reală la tentative de atenta la securitatea statului, SIS-ul nu prea are. Deși noi trebuie să ne gândim foarte atent atunci când dăm vină pe aceste organe, dar să ținem cont și de faptul că și politicul suntem presați și din afară, că aceste organe nu poate să lucreze efectiv. Domnule Bușilă, politica se face prin intermediul rețelelor de socializare? Inclusiv, da. E firesc? Sau politica modernă, da. Este firesc. Pentru că, de ce întreb acest lucru, această discuție și acest conflict din Pelecu, care începusem și această emisiune, practic mai mult a fost prin intermediul rețelelor de socializare și nu am văzut apariții directe sau așezarea la masa de negocieri, să se identifice problema în ce constă. Pentru că asta dăunează imaginea acestui partid și de asta nu s-au făcut declarații. Se fac declarații când ei cred că se aduce un plus de valoare formațiunii sau unor lideri din cadrul formațiunii respective. Astăzi, atunci, fiind contactați de către mine, reprezentanții PL pentru a participa la această emisiune și a afla și punctul de vedere al domniilor sale, ne-au spus că partidul nu comentează pentru că domnul Șalaru întotdeauna a fost vicepreședinte, a avut un cuvânt greu de spus și dacă are ceva acuzații serele și așa mai departe, sunt simple invenții ale dumnealui. Până la urmă, scamatorii pe scena politică am văzut din ambele tabere. Da, noi am văzut. Trebuie să înțelegeți că oricare jurnalist, nu doar dumneavoastră, da, dacă îl suna, da, pe Șalaru, sau mai ales pe cei din Partidul Liberal să întrebe de ce scandal, asta joacă negativ asupra imaginilor. Șalaru poate să mai iasă să spună ceva, să declare. Însă cei din Partidul Liberal, ei vor fugi la maxim de acest subiect, declarând că este deja epuizat, noi avem alte probleme, probleme importante pentru stat, să ne ocupăm, să ne luptăm. Da? Asta deja este domeniul trecutului. Eu vreau să spun altceva, dar care are legătură cu asta. Șalaru
și în general implicarea lui în acest proiect politic și chiar influențarea acestui proiect politic este posibilă cu o singură condiție. Un om care se numește domnul Vlad Plahotniuc să vrea acest lucru. Dacă el va cântări și va înțelege că acest proiect politic este prielnic lui, el va da undă verde. Dacă va decide că este neprielnic, atunci el va stopa. El are pârghii în privința lui Șalaru, aceste dosare de când era la Ministerul Transportului, acolo sunt. Chiar și Ghempul le declarase și... Deci el îl ține la... Îl are cu ce să-l ține pe Șalaru. Aici nu pot să vă întreb. Ultima declarație a lui Plahotniuc se înscrie în această ordine de idei menționată de dumneavoastră că ar trebui să avem o relație mult mai eficientă cu Statele Unite, că ar trebui să... Poate să înscrie, dar aici Plahotniuc joacă rolul său. El, spre deosebire de Ghimp, poate juca acest rol și el deja de o anumită perioadă de timp bun chiar îl joacă. Și vom vedea mai departe cum va juca. Cel puțin până acum a jucat destul de interesant, voi folosi acest termen. Dacă el va cântări, că în acest parlament vor fi trei formațiuni, deci formațiunea socialiștilor, Partidul Democrat și aceasta a treia formațiune și cam cât fiecare din ei vor acumula ca să formeze guvernul în viitor și pentru a avea majoritate în acest parlament. Domnul Dodon înțelege foarte bine că alierea cu Plahotniuc este foarte periculoasă pentru el. Și el este un politician care înțelege rațional, este un politician rațional și el înțelege foarte bine acest lucru. Însă, pentru ca Plahotniuc să-l apropie pe Dodon, să-l facă să colaboreze, îi trebuie o motivare. Dar această motivare nu o poate face cu mâinile proprii, va face cu mâinile lui Băsescu. Și atunci, probabil, așa cântărind, nefăcând mare analize serioasă de profunzime, deci planul 1 este va permite, planul 2 nu va permite. Planul 1, dacă nu va permite, îl închide pe Șalaru cu toți judecătorii, vami și toți corupții la închisoare. Dacă Șalaru rămâne la libertate, înseamnă că el este parte, s-a dat accept acestui proiect. Și Șalaru merge, îl ia de mânuță pe Băsescu, chiar dacă nu este cetățean, chiar dacă nu este nimic, merge cu el înainte, atunci știți că Plahotniuc este convenabil acest proiect politic. Pentru a-l teroriza, pentru a-l struni, să spunem așa, pe Dodon. Domnule Poliakov, pe tabla de șah al politicului, care este următoarea mișcare? Mă refer aici la miniștri. De la mediu trecem la apărare? Desigur, asta ar fi convenabil pentru Pele, pentru viitoarea formațiune, deoarece cunoaștem bine că Forțele Drepte este o instituție destul de importantă în stat. Anume, prin ea, chiar și președintele Republicii Moldova își poate afirma autoritatea. Ori nu trebuie să uităm de simplu moment că președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate. Și vă închipuiți-vă că ministrul al apărării este o persoană care ar pleda și pledează pentru pierderea suveranității Republicii Moldova. Asta e. Nu știu. Nu vi s-a părut straniu chestia asta cu susținerea politică, cu retragere, cu nu mai știu ce e în scenarii, în contextul în ceea ce spunea și domnul Bușilă? Faceți referire la domnul Șalaru. Da, da, și, da, că i s-a retras susținerea politică. Evident că pentru Ghimpu era un pas foarte important și a vrut să arăte tuturor cetățenilor faptul că, iată, el este în formațiune principală și atât poftim că eu am să fac totul, că el să iasă de pe scenă politică. Pentru domnul președinte Republicii Moldova, cred că este tot un pas benefic, din simplu motiv că Ministerul Apărării se debărăsează de o persoană care expres a pledat pentru lichidarea suveranității Republicii Moldova. Nu văd ce pas ar putea să... Adică nu văd dacă președintele Republicii Moldova nu ar putea să facă așa un pas. Invers, era obligat să-l facă. Domnule Roy, contextul. Ministerul Transporturilor și cel al Apărării urmează și în continuare până în 2018 să fie condus de către liberali? Nu, eu m-aș referi, pun
Nu sunt sigur că el poate și învățământul lui, da. Nu poate fi condus de liberali, da, dar cel puțin în mod special m-aș referi la cel al învățământului. Eu am strane impresii că în decurs de, hai să spunem, 3-4 luni, actualul ministru, doamna Fusu, nu va mai fi în această funcție, pentru că este deranjant, evident, și pentru cei care au votat-o în această funcție, incompetența și neprofesionalismul de care dă dovadă în această funcție. Și este rușine și pentru ei însăși, ca un asemenea ministru în guvern. Eu cred că cel puțin cu acest minister se vor începe schimbările. Rămâne de văzut pe cine vă propune Mihai Ghimpu. Insistă pe candidatura lui Munteanu, atunci... De ce am întrebat lucrul ăsta dacă rămâne să fie condus? Pentru că s-a înțeles că astea au fost acordurile atunci când a fost semnat acordul pentru alianță, da? Împărțirea. Și atunci, dacă se ia un minister, înseamnă că și acordul nu mai este valabil, așa să înțelegem. Bineînțeles. Deci, da. Eu cred că, anume, pe formula inițială și să va merge în continuare, este altceva că eu dezaprob și tratez cu foarte mare regret tot ceea ce se întâmplă, mai ales la capitolul dat, pentru că pe de o parte noi avem legi, pe de altă parte noi avem acorduri secrete. La tot și tot. Ultima întrebare, una foarte concretă. Credeți că anul 2017 va veni cu un nou curs politic? Va veni cu noi partide politice care vor schimba oarecum retorica? Pentru că astăzi am vorbit și de retorică politică. Partide noi, la sigur, vor apărea și cursul și în genere toată etapa de șah a politicului moldovenesc se modifică, rămâne de văzut în interesul cu cetățenilor sau străinilor. Pe această notă eu sunt obligat ca să punem punct acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună!